Localitatea Cozma, de lângă Reghin, este cea mai mică din județul Mureș din punct de vedere al numărului de locuitori. Numărul acestora abia depășește 550, iar la o primă vedere ar părea că aceasta este o așezare uitată de unde lumea fuge. Dar proiectele inițiate aici contrazic acest lucru. Prima inițiativă care dă speranțe satului este chiar câștigarea unui proiect european pe măsura 3-2-2. Asta înseamnă bani pentru reabilitarea drumului, a căminului cultural, dar și construirea unui azil de bătrâni, iar valoarea proiectului nu este deloc de neglijat. Am câștigat un proiect pe fonduri europene, o să fie 6 km și 700 de metri de drum asfaltat, construirea un cămin de bătrâni și dotări cămin cultural, 2,5 milioane de euro, valoarea proiectului. Și toate acestea înseamnă, pe lângă un aspect nou al comunei, și locuri de muncă. Și asta dacă ne gândim în primul rând la azilul de bătrâni care urmează să fie ridicat. Astfel că cei de la județ văd chiar o perspectivă majoră în Cozma. În ciuda faptului că momentan, din punct de vedere al încasărilor, comuna nu se situează foarte bine în registrele județene. Într-adevăr, spuneați că este penultima la încasări. Bineînțeles, repet, populația din Cozma este îmbătrânită. Foarte mulți, vedeți și acum, locuiesc în Reghin, care chiar se trag din Cozma, ordin și acolo și până la urmă își plătesc impozitele. Eu cred că este o șansă și a celor care locuiesc în Cozma. Vedeți, drumul a început să fie reparat, vor fi străzi asfaltate în Cozma și dacă e să facem o glumă, eu cred că într-un an, după ce se definitivează programul 3-2-2, cred că va fi Cozma la infrastructură mai modernă ca multe localități. Așadar, proiectul este câștigat, mai trebuie doar să se demareze și lucrările. Nu se știe deocamdată dacă acestea vor începe din toamnă sau vor fi amânate până în primăvara lui 2014, dar cert este că în câțiva ani Cozma va avea o altă față, iar perspectivele vor fi cu totul altele în această comună.